Ministrul Polonez al Sănătății a înființat un registru electronic al femeilor însărcinate. Acesta generează controverse, având în vedere că legea privind întreruperile de sarcină în Polonia este una dintre cele mai severe din Uniunea Europeană. Conform digi24.ro, prin înființarea unui registru electronic al femeilor însărcinate, legea privind întreruperile de sarcină în Polonia poate deveni indirect chiar mai aspră. La începutul lunii iunie, Ministrul Polonez al Sănătății a emis o ordonanță care prevede extinderea sistemului de informații medicale, între altele cu o evidență a femeilor gravide. Primul proiect în acest sens elaborat toamna trecută a generat proteste ample în Polonia. Controlul și constrângerea sunt obsesiile ideologice ale partidului aflat în coaliția de guvernare. Dreptate și justiție a criticat la acea vreme Donald Tusk, liderul platformei de opoziție PO. Colegul său de partid și președinte al Senatului s-a întrebat dacă numărul sarcinilor va fi comparat cu cel al nașterilor în scopul urmăririi avorturilor ilegale. În urma criticilor, Ministrul Sănătății a retras proiectul, conform digi 24.